A fost o săptămână extrem de încărcată pentru complexul sportiv Dinamo din Brașov, locație care a găzduit ediția 2013 a tradiționalului turneu masculin de tenis Futures, denumit în acest an Superbet Tennis Trophy, competiție dotată cu premii totale în valoare de $10.000. Favoritul numărul 1 al întrecerii, românul Victor Crivoi, numărul 197 în clasamentul mondial, a ajuns în ultimul act fără să piardă vreun set în cele 4 întâlniri, la capătul cărora a trecut de compatrioții Răzvan Sabă Bău și Petru Luncanu, în sferturi s-a impus în fața italianului Antonio Campo, iar în semifinală a câștigat împotriva cilianului Hans Castillo. De cealaltă parte a fileului, în marea finală, a ajuns în mod oarecum surprinzător italianul Leonardo Filippo, tenismenul clasat pe locul 817, reușind să scoată din luptă doi dintre favoriți, Dubarenco din Republica Moldova și pe italianul Claudio Fortuna în penultimul act. Chiar dacă în primul set al finalei italianul a condus cu 3-2, Victor Crivoi a revenit fără probleme și s-a impus cu 6-4. Setul al doilea avea să fie și ultimul al întâlnirii, pentru că tenismenul român și l-a adjudecat cu 6-2 și a câștigat așadar o finală aparent ușoară. Pot să zic că a fost ușoară. La acest turneu am venit din vacanță, am fost destul de obosit. Dar ușor mi-am revenit, am muncit destul de mult pentru un turneu. Am făcut pregătire fizică, adică am muncit puțin mai mult decât era normal să muncesc la un turneu Futures. Și atunci, ușor mi-am intrat în mână. Jocul meu a început să capete, pot să zic, o valoare destul de bună și am reușit să câștig chiar ușor în anumite momente. Lui gioca molto bene, quindi lo conoscevo già, ci avevo già giocato due volte, è molto forte, oggi era dura per me, peccato, è stata comunque penso una buona partita e faccio complimenti e in bocca al lupo per le prossime partite. Victor Crivoi a intrat în posesia unui cec în valoare de $1.440, în urma unei victorii obținute pe teren propriu, cunoscut fiind faptul că tenismenul român este legitimat la clubul sportiv Dinamo Brașov. Așa cum mi-am dorit la începutul competiției, să iasă o competiție reușită, trebuie să fie un jucător român în finală. Iată că am avut un jucător român în finală, iată-l că a și câștigat, este vorba de Victor Crivoi, care este chiar component al echipei noastre de tenis Dinamo din Brașov. În finala probei de dublu, cuplul român-ocilian Carpen Castillo s-a impus cu 2-1 la seturi în fața românilor Petru Luncanu, Dacian Crăciun. Tenisul spectacol continuă la Brașov, de această dată în altă locație, mai exact baza sportivă Olimpia, acolo unde se află în plină desfășurare ediția cu numărul 18 a turneului internațional BRD Brașov Challenger, întrecere dotată cu premii totale în valoare de €30.000, precum și importante puncte în clasamentul mondial. Cel mai bun jucător din România, alături de jucători valoroși din lume, joacă de 18 ani la Brașov un turneu considerat campionat mondial, unde câștigătorul la simplu și la dublu primesc 80 de puncte în clasamentul mondial și premiile sunt în total de €30.000, la care se adaugă ospitalitatea. Tragerea la sorți a jocurilor de pe tabloul principal a fost, să spunem, cu ghinion pentru doi dintre cei mai bine clasați români la acest turneu. Și asta pentru că favoritul numărul 2, Adrian Ungur, îl va întâlni chiar în primul tur pe compatriotul său, Victor Crivoi. Pe tabloul principal sunt înscriși direct 28 de jucători, urmând ca alți 4 dintre cei 32 de tenismeni care duminică și luni s-au întrecut în calificări să completeze grila respectivă, a căror jocuri demarează marți 3 septembrie.